Deci atât de multe suspiciuni încât uh, oamenii, repet, la nivel planetar, nu discut aici doar de, despre România, uh, au ajuns să nu mai aibă încredere în uh, ceea ce le spun specialiștii și de multe ori deciziile nu le-au luat specialiștii, ci le-au luat oamenii politici în numele uh, specialiștilor, consultându-i sau neconsultându-i pe specialiști și consultând uh, cam de regulă specialiștii uh, doar cu un anumit tip de uh, opinie. Uh, de aceea, undeva trebuia să se producă uh, explozia, și s-a produs acolo unde au, au fost restricțiile mai dure, în Canada. Acum am înțeles că se duce uh, valul acesta și spre Noua, uh, și spre Australia, și vine și în Europa și probabil și la București, din câte văd că anunță liderul Partidului Aur nu există, mă gândesc că la nivelul fiecărui stat, mă gândesc, știu sigur că există la nivelul fiecărui stat, în permanență se măsoară temperatura socială, prin sondaje de opinie, prin felul în care sunt raportate la un moment dat tensiunile sociale sau cât de mare este starea de tensiune socială. Nu cred că, de exemplu, canadienii nu știau că s-a acumulat o stare foarte mare de tensiune la nivelul populației și că urmează genul acesta de proteste sau... Există un soi de aroganță a liderilor noi, de tip uh, uh, Justin Trudeau sau uh, chiar și Emmanuel Macron, care refuză să creadă că uh, oamenii mai sunt uh, dispuși să protesteze și că s-ar mai putea ajunge la uh, răsturnări de regim chiar uh, prin mișcări de, uh, de stradă. Care poate să fie explicația? Uh, autoritățile statului au pornit de la prezumția după opinia mea greșită, că mămăliga nu explodează. Că nu vorbim aici doar de mămăliga românească, că, sigur, expresia e naoșă și ne caracterizează, dar poate fi extrapolată în întreaga lume. Peste tot s-a crezut că lucrurile pot fi ținute sub control. Numai că este imposibil să ții sub control o situație de genul acesta în care Caz unic în istoria lumii, o societate comercială, dau exemplu Pfizer, dar pot să iau și alte exemple, impune și reușește să impună statelor și, respectiv, Uniunii Europene, un contract secret, care acum nu mai este secret pentru că a scăpat de sub control, dar a fost un contract secret prin care Cetățenii nu aveau dreptul să dea firma producătoare de vaccin în judecată, de pildă. Ei trebuiau să o facă eventual prin intermediul statelor, dar statele nu sunt dispuse să acționeze în judecată Pfizer în numele cetățenilor, ci mai degrabă să coopereze cu Pfizer. Și, de asemenea, unic în istoria lumii producătorul poate să schimbe uh, produsul pe parcurs și să-i schimbe și prețul. Deci până și prețul uh, a fost confidențial. Și mai mult se descoperă și uh, complicități care, după opinia mea, sunt uh, penale, nici nu pot fi altfel, între vârfurile ale Uniunii Europene și uh, managementul de la Pfizer și acționariatul de la uh, Pfizer. Deci sunt lucruri destul de grave. Și asta seamănă neîncredere în rândul populațiilor și ele circulă în întreaga lume, că oamenii nu sunt proști. De aceea, peste tot ne împiedecăm în sistem. De pildă, în România, se descoperă că se alocă foarte mulți bani aiurea pentru strategii de comunicare vizând vaccinarea și că de fapt banii s-au evaporat prin principiul vaselor comunicante, au trecut din buzunar în buzunar, au plecat de la cetățeni bani în perioada de criză și au ajuns în niște buzunare particulare. Deci lucrurile sunt foarte multe de acest gen și nu sunt în regulă. Și atunci se creează nemulțumiri la nivelul tuturor populațiilor din toate statele. La noi se pare că mămăliga va exploda mai târziu, am înțeles că pe 24. Toată explodarea mămăligii, așa, adică sau eu știam că explozia asta a mămălit că la noi se pretrece mai târziu, e spontană, adică, voi când se întinde coarda la maxim, că dacă e cu programare, înseamnă că sunt niște băieți care apasă butoanele la un anumit moment, domne, miercuri la, de la ora 5. Eu credeam că lucrurile astea se petrec pur și simplu spontan. Deci la un moment dat tensiunea socială e atât de mare încât 10 in zic bă, ieșim în stradă și lângă ea 10 mai apar încă 100 și lângă ea 100 încă 1000 și lângă ea 1000 încă 10.000 și uite așa să iscă un uh, protest uh, major.